Eu sunt un crescător mai tânăr, dar colegii mai în vârstă mi-au spus că la un moment dat, acum, să zic, în ultimii 10 ani ați avut o implicare foarte mare și în tot ce însemna columbofilia română. Puteți să ne spuneți în ce a constat ea, de ce, acum probabil că v-ați retras puțin? Iubesc porumbeii și cresc porumbeii de la 10 ani. În anul am jucat 20 de ani porumbeii fără rezultate. Era plăcerea de a juca. Deci la început chiar e bine să fie plăcerea de a juca. Jucam porumbeii, deci după ce ne-am mărit, am ajuns peste 20 de ani, după concurs să mă întâlnesc cu prietenii, cu George, care la mine manager la Porumbeii acum, cu Vali de la Mizil, care e în Spania, care ne trăia la o bere. Așa, ne interesa cine a câștigat între noi. Nu dacă ne-a bătut doctorul de la omorât sau ne-a bătut pe lor. Oricum ne bătea, nu era nicio problemă. Păi, între noi, să stăpem o bere. Cine dă la care bere? Aia era plăcerea. În anul 98 am avut un porumbel care a ieșit locul 2 pe țară la general. În cură întâmplare. Așa, a câștigat de 5 ori, atunci general era din 5 concursuri, a venit de 4 ori bine în țară și 4 la fond. Și a fost un an și cu rezultate mai... nu au fost punctaje foarte mici. În momentul ăla, deja avea business și m-am hotărât să investesc și în porumbei. În anul 99 am cumpărat terenul aici și am apucat să fac investiții. În anul 2002 am hotărât să candidez și la comitetul director de la București, la UFCR-ului. Am candidat, am fost 3 concursuri, da? Am ieșit. Consider că în cei 8 ani care am stat acolo, s-au făcut foarte multe lucruri bune. S-a mișcat un pic porumbofilia. Deci, nu cât trebuia, dar s-a mișcat în bine. Nu spun că era foarte rău, erau foarte multe răutăți, erau oameni care nu aveau un cap decât cum să-l anuleze rezultatele lui X sau lui Y. Deci erau anumiți oameni de acolo, erau diabolici. Așa, nu erau deschiși la cei nou. Nu aveam o revistă. În 8 ani de zile s-au făcut 2 reviste. Columbofilia era în întuneric. Nu se știa nimic de ce se întâmplă afară. Deci eu, plimbându-mă mai mult afară, am început să văd și încercam să vină să știe și porumbofilie din România. Da? A fost mult până a fost la Caser, că după aia i-am cărat pe toți. Eu i-am dus primul la Caser, nu așa. Prima oară eu am fost, înțelegi, împreună cu Florin Moldovan, cu fostul președinte. Așa. El mi-a spus de târg. Era al doilea an când se ținea târgul. Așa? În al treilea an am dus deja 15 porumbofili. Și ăia 15 au început să tot ducă. Să tot ducă și astăzi știe toată lumea ce se întâmplă în lume. Toți porumbofilii știu în România. Toți care sunt interesați. Sunt unii care nu se interesează sau care nu pot. Asta este, nu toată lumea poate să ducă, să vadă, să viziteze. Un crescător moldovean vă numea de curând creatorul columbofiliei moderne române. Așa. Am investit foarte mult în porumbei și am pus foarte mult suflet și am pus foarte mult suflet în sportul ăsta, pentru sportul ăsta. Acum ce să spun, creator sau unul din noi este la parte. Da, rezultatele porumbofilii au fost de excepție. Am avut câți ani, câțiva ani de excepție. Anul trecut am jucat minișor, ținând cont că am luat ceva cupe. A fost anul trecut bere mai bun și apoi 2 ani. Ce înseamnă ceva cupe? Da, am luat 9 cupe anul trecut. La nivel național. Așa, bere mai multe, a fost anul lui, înțelegi? Și chiar îmi place. E un crescător foarte bun. Deci, joacă porumbeii 15 concursuri. Așa, și acum 2 ani a jucat la mine. Vedeți. Asta e. Un an așa, un an așa.
Să sperăm că am să ajung mai bine, nu știu. Mult succes! Mulțumesc! V-am întrebat de business, de vânătoare. Probabil astea au fost unele dintre pasiunile dumneavoastră care v-au făcut să vă retrageți din activitatea pe care ați avut-o la nivelul Federației Cronofile? Nu, nu. Deci am considerat, zici, că e momentul să mă retrag, nu din cauza vânătorii sau a pescuitului, sau business-ului. Să vină oameni tineri, să vină oameni care să facă mai mult. Eu am considerat atâta. Am putut, zici, atâta, mai mult nu mai puteam. Zici? Așa. Și trebuia să vină alții. Zici? Așa. În comitet, mai tineri, cu viziuni mai largi. Așa. Și oamenii au venit? Da, au venit. În principiu, mai sunt și discăpăți, deci în principiu au venit. Da. Deci e un comitet destul de tânăr. Bun. Deci, au probleme majore în momentul ăsta cu scandalurile care sunt cu... Că vreau să vă întreb de toată tărășenia asta, ce părere aveți noastră? Ce părere să ai? Deci, niște oameni care spune ce veniți la mine, un președinte de federație care spune veniți la mine. Deci, ei sunt 500. Deci, așa, veniți la mine. Cum? Nu știu. De? Nu tu alegeri. Nu le spui la oameni. Băi, vreau să fac alegeri. Vreau să fac aia. Vreau să fac aia la asta. Și veniți la mine. Ce e aia? N-ai statut. N-ai regulament. N-ai de niciunile. De? Așa. Distanțele sunt măsurate de la Suceava la Buzău, de la Buzău la București. De? Ce sunt discuții? De? Suntem, jucăm ca acum 30 de ani. Așa. N-au o revistă națională. Nu au nimic. De? Deci nu au nimic. Zi? Deci nici măcar nu se uită la noi. Deci să mai uită, că au pus GPS pe mașină, încearcă și ei să pună. Deci este foarte bine, că încep ușor, ușor să legalizeze. Deci da. Zi? Când te uiți, zici, pe cine poate să primească? Zi? Voi din Ardeal îl prindeți pe la furând, la el e vedetă. Noi la Prahova îl prindem pe la furând, la el e vedetă. Ce să înțelegi? La noi de anul ăsta, cu clasamentele unde sunt ceasuri electronice, 100%, sunt făcute în aceea zi. La ei, trebuie să mai dureze. Așa, da. Să ții tu membrii aia neinformați total, doar să scrii pe un net, de? Tot timpul, să denigrezi. De? Pe oricine, pe orice, familii, copii, de? Anormal, neveste. De? Nu știu decât să denigreze, de? Și atât. Ce să discutăm despre oameni? Cu ce să discut? Pentru mine... Dar totuși, vedeți în viitor posibilitatea unei reconcilieri sau a formării chiar a unei federații naționale, a unei singure federații naționale? Până în 1994 a fost o singură federație în România. Nu eram eu implicat, nici nu înțelegeam fenomenul la momentul ăla. Acum sunt trei. Din punctul meu de vedere, poate să fie 6. Nu asta e problema. Să fie corecte, să poată să înțeleagă, să termine cu hoții, așa? Sau să fie una singură. De? Să se așeze la masă, de? Sunt conducerile de la federații, să discute, de? Să vadă dacă sunt variante sau posibilități. Nu? Ce să te așezi la masă? De? Ia, chema pe profesioniști la o discuție, după care, după ce au discutat, s-a trebuit că cu câteva zile înainte să-i cheme la discuție, nu se judecată. Așa ceva? Și cine? Ei au fost la noi, n-au candidat la funcții de conducere, în 96. În 96 au candidat la funcții de conducere, în 97 deci, făceau federație. În 99-2000 spunea Pațachim, mai zis, spunea Pațachim la televizor că trebuie să caute unde e FCI-ul ca să se afilieze. Eu știu că au fost și din ei și la FCI. La, cum spune, la Olimpiadă, cu Porumbei. Deci știu că există FCI-ul, știu că noi suntem acolo. Asta este. Să revenim puțin la Porumbei. Spuneți-ne, vă rog, ce sfat ați da unui începător de oriunde din țara asta? Care se apucă de Porumbei? Care se apucă sau care joacă Porumbei de mai puțini ani, fără oarecare experiență, dar care aspiră la rezultatele dumneavoastră. Să achiziționeze Porumbei de la oameni serioși. Este foarte, foarte important de la oameni serioși. Deci,
porumbei. Deci nici măcar cadou să nu primească porumbei care nu arată bine. Nici măcar cadou. Deci când faci un cadou, înțelegi, trebuie să-l faci cu... cu simț de răspundere, să arate bine porumbelul. Pe cadou. Așa? Și în rest, deci... să se orienteze bine ce vrea să joace, viteză, demifond, fond. Este foarte greu ca un crescător tânăr să joace toate categoriile. Da? Zona, în ce zonă stă? Pentru că sunt zone în Moldova, degeaba ți-i porumbei de viteză. Ca și la voi. Ți-i porumbei de viteză, numai dacă crezi că în timp, da? O să poți să joci viteză. O să ajungi să joci 10, 12, 13 concursuri. Ți-i de fond direct. La noi, în Prahova, în, până în anul 2000, jucam în jur de 10, 8, 10, 12 concursuri pe an. Da. Din anul 2000 am ajuns la 12, 13, 15, 16 concursuri. Și acum, aha, nici nu se pune accent pe concursurile de viteză. Acum, total, viteză de mifond, toată lumea vrea să joace. Și fond, și maraton. Și cu număr și foarte mare de porumbei. Foarte mare, că noi la fond avem ceva probleme din cauza zonei în care jucăm, direcția în care să jucăm este mult mai grea decât dacă ai juca pe Moldova sau chiar cum jucați voi. Voi deci deja vă duceți trezi, deci noi avem deja două rânduri de mânci de mergi. Deci ceva probleme la concursuri. Sunt concursurile mai grele. Cu pierderi mai mari, întotdeauna. Dar nu avem, nu avem altă variantă. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de concursurile cu porumbei și în anul 2019. Da, da, sigur. Da. Să bădăm mai puțin în seamă toate nici, discuțiile. Nici și... măcar, înțelegi, nu mai trebuie băgate, pentru că mai puțin mai trebuie. Mai stau și aud, nu mai sunt atât de mult implicat cum eram înainte. Sunt prins cu programe europene. Marea e păcat până 2013, prin fel de fonduri. E păcat să nu profităm de ele. Trebuie profita de fondurile europene. După aia vom vedea. Mulțumim mult de tot pentru ospitalitate, pentru sfaturi, pentru tot ceea ce mi-a spus și vă dorim mult succes în tot ce întreprindeți, în afaceri și cu porumbe. Mulțumesc la fel.